Primul proiect pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al lui Tudor Vlad Iulian. Următoarele proiecte se referă la serviciul de iluminat public din Sighet, precum și la organizarea concursurilor de manager la Muzeul Maramureșan și la Centrul Cultural. Pe ordinea de zi se regăsesc și câteva proiecte privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra unor imobile din municipiu. La ședința de Consiliu Local din 31 mai se va discuta și proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special primar primarului Horea Scubli, reprezentantul Consiliului Local Sighet în adonarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Maramoreș să voteze strategia tarifară privind creșterea prețului cu 10% la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare practicate de către Vitale Sa, precum și aplicarea acestor tarife de la data de 1 iulie. Ședința va avea loc mâine, începând cu ora 14, în sala de ședință a Consiliului Local.